Salut și bine am găsit la un nou episod de Satisfactory pe Online Games. Dragilor, asta mi-a propus să fac ceva nou, adică vreau să fac un tren cisternă. Până acum avem mai multe trenuri, chiar o grămadă de trenuri, dar unul cu cisternă nu. Ce cărăm noi cu cisterna? Gaz, nitrogen sau nitrogen-gaz, ceva de genul. Bun, hai să începem treaba pentru că avem o grămadă de treabă. Eu atâta timp pe live-ul trecut am tras niște țevi, așa, provizoriu să zic, până undeva în zona aia să și văd de aici. Ca să facem noi ceva materiale, dar după ce am închis live-ul mi-am dat seama că am nevoie și de apă, trebuie să combinăm într-un fel sau altul, așa că m-am decis undeva la baza acelui pompei de extragere a gazului să fac o gară cu cisterne, să încărcăm de acolo gazul și să-l aducem unde vrem noi, pentru că va trebui, v-am spus, să-l punem cu alte resurse la un loc, inclusiv cu apă. Bun, și ce vom face? Exact, vom continua linia asta și mergem până acolo cu trenul. Îi dăm frumos așa. O să traversăm și autostrada. Asta este. Facem ceva frumos. Și să-i dăm și cu calea ferată, zic, înainte. Ceva de genul. Aici toată încregătura asta o să o modific eu după aia, să vedem ce o să iasă. Nu știu cum să fac ca să fie zona dreaptă aici. Ceva de genul. Asta facem așa deocamdată. Nu știu cum să o leg eu pe asta. Asta trebuie să vină undeva de așa, din asta, nu? Facem ceva urât. O trag în legătură pe aici. Am dă voie de aici să plec așa cu asta. O treagă șerpuială pe aici, dar deocamdată nu e nimic grav, pentru că v-am zis, după aia o centrăm. Încă n-am stabilit ce se întâmplă în zona asta pe aici, încă este de la început așa o necunoscută. Așa că o să lăsăm așa deocamdată până o să ne vină nouă ideea aia măreață. Pentru că v-am ziceam, ciurel, încă nu m-am hotărât ce se întâmplă în zona asta de aici. Dacă aș păstra fabrica asta de început sau dacă aș dărâma-o, nu știu ce să fac. Atunci, de asta, nu știu cine se întâmplă și nici în zona asta. Deci o să ajungem exact pe sub, cum îi spuneam, exact pe sub asta, pe sub țeava aia care am pus-o eu, dar o să facem ceva cu gări. Da? Deci o gară frumos și de acolo plecăm cu gazul pe cisternă, tati. Dacă așa e frumos. Sau să ducem acolo apa în partea altă, vedem noi, dar important e să ducem, să facem, v-am spus, o gară acolo. O să traversăm autostrada frumos pe aici, pe deasupra, așa frumos cu trenul. Ne întoarcem la trenulețe. Râdeam eu cu băieții că pe live-ul trecut nu prea m-am jucat cu trenulețele și m-am jucat odată spre sfârșitul live-ului. Mare accident ce-am dat acolo. Deci mare accident ce-am dat acolo. Dacă aveți ocazia și vreți să vă distrați undeva spre sfârșitul live-ului trecut cu Satisfactory, să vă uitați că m-am tamponat unul de tot, deci n-am scris nici măcar o frână. Dacă am mai avut vreo două parcă accidente cu trenul unde am tras un pic de frână și alte chestii, dar acolo n-am mai putut nimic. Deci n-am mai ieșit nimic acolo. Să vedem noi cum facem noi aici o bucată de curbă. Da? Deci o să intrăm exact pe defileul ăsta, până o să mergem până acolo. Acum încă nu m-am hotărât cum să fac aici curbă sau să fac, da, cred că ia să vedem. Băi, ce-mi place cum să vârte, uite cum să vârte luna asta, cu asta umbra asta de la Space Elevator, uite. Uite pe aici, ia uite. Ce se mai cer, frate, la jocul ăsta? Nu ai ce să-i cer la grafică și la astea. E numai. O dată. Vedem cum o cotim noi puțin încolo. Uite, mașina ți-ar face talentul. Aș putea să fac celebra mea curbă. Sau aș face o diagonală, ceva de genul. Ia să vedem. Vedem acum care e mai benefică pentru noi. Da, așa aș putea să merg direct încolo.
Așa pe 40 de 45 de grade, așa frumos. Problema este ia-ți așa un picuț. Facem iar cu 45 de grade. Nu mai dă pe curbe că n-are rost. Și aici facem așa. Boss. Cred că aici e 45 de grade. Apare, nu a scris ceva? Sau așa e 45 de grade? Cred că așa ar fi jumătatea. Ia să vedem. Deci ar trebui puțin mai în față. Trebuie să facem așa o chestie. Trebuie să tragem un pic linia ca să nu cădem în nas. Ceva de genul așa. Și o facem de aici. Ceva de genul așa. Ați? Și aici hai să cădem așa puțin. La unghi. Ceva de genul. Tot acolo vin, mână. Mai e spate un pic. Sau aș putea să fac... Dar o să vină așa o șerpuială, curbă și iar curbă, așa mă duceam direct, drept. Și mai pierdea trenul viteza, asta e ideea. Mă gândesc la... Ia. Boss. Cred că mai degrabă era puțin mai înclinată. În partea asta înaltă. Ceva de genul. A, e tati. Da, și ne ducem așa. Da? Și de aici facem așa. Iese curba asta perfect aici sau? E puțin mai în față, cred. Deci aici lăsăm două, lăsăm și la asta două aici. Una, două. Ceva de genul. Este. Ia. Și de aici, tot așa, este că lăsăm la două. O dată. Și o dată. Ai. Înainte cu tupeu. Și aici, uite, aici jos este și sulful. Cred că aș putea să trag și aici o mică gară cu sulf. La sulf. Ca să poți să ieși de aici niște sulf, zic eu, cu timpul, nu acum. O să am nevoie de sulf. O dată. Da, am tras eu, nu am luat eu, acum am dat seama. Nu am luat eu niște power shard, dar poate mai punem acolo niște de power shard, da. Deocamdată facem gara ca să încărcăm. Și după aia, o ce frumos se face peisajul. Și nici nu stricăm natura. Da? Lucrăm în armonie cu natura. Vedeți? Două secunde. Aici odată. Ia. Cred că așa te-a făcut la început. Nu mi-am dat seama. Că... Am tras o țevile astea pe aici, dar e complicată treaba cu ele. Mai așa mai bine scoatem noi din zona. Uite, vorbeam de sulf. Mai bine scoatem noi din zona asta, cum îl cheamă, gazul, decât să aduc pe țevi. De aici aducem noi cu trenul unde vrem noi. Nu știu ce a fost în mintea mea, de tot m-am gândit eu la... Cred că aici facem curba aia celebră. Ia. O dăm o dată aici.
Invers boss. Ceva de genul. Opa. Opa. N-avem tablă. Trebuie să ne întoarcem, o să aduc trenul, tati. Deci venim cu trenul. Da? Deci mai, eu zic mai simplă treaba așa cu trenul, să cărăm de aici, pentru că vom duce unde avem nevoie. Și de aici o să fac așa frumos, o stânga curbă la linie și o să unesc acolo cu partea aia de acolo. Facem frumos aici iar un nod. Sau cred că aici aș putea să fac iar un cerc. Vedem noi. Da? Adică să unesc și partea aia, să fie și în partea asta altă, ca să fac cât mai scurte traseele pentru tren. Trenul întotdeauna va căuta, dacă e pe automat, să-și găsească cea mai scurtă cale. Și atunci eu îmi fac mai multe linii, iată atât de unde vrei. Da? Ca să fie bine. Aici o să fac eu o altă șmecherie, că nu îmi place ce e aici. Dar nu e obiectul de astăzi. Da? Vedem cum vine cu gara asta, poate până la urmă o desfacem. Deci îi dăm... Acum, care stânga o ia? O ia pe asta la altă. O să facem altă șmecherie. O să-ți fac pasta, dar cam altă șmecherie aici. Că oricum și trenul o să întoarcă undeva în... acolo, în partea asta, asta o desfac de aici. Da? Și dacă vreau să întorc, o să întorc în partea aia acolo. Eu mă uit dacă aveam tablă la mine aici. Știu că aveam în vagoane pe aici. Ia uite. Și ce mergi tablă, tot ce trebuie. Hai. Hai să inaugură linia. Facem, vă spuneam eu cum făceau ăia în Vest Sălbatic când trăgeau calea ferată. Înaintau cu trenul, făceau linie, înaintau cu trenul. Așa facem noi acum. Ia uitați, noua linie. Noua linie, tati. Ușurel. Prână. Da. Hop. Atât. Și mai înaintăm după aia, dacă nu avem nevoie. Unde este tablă? Pe aici, pe undeva. Am luat ciment, nu o să iau tablă. Las-o pe asta, las-o pe asta și dăm și două de ciment. Aie, tati, hai. Da, și dăm frumos și la baza unde pompa acolo, îi băgăm frumos gara. O să punem și niște rezervoare astea mari ca să aibă timp să se, cum îi spune, să se umple, să încarce foarte repede și scăpăm de o problemă. Am zis noi undeva la a doua oprim. Dacă ar fi și dreaptă linia, mamă, ce bine ar fi. Hai, stai că salvez. Hai. O dată. Și la a doua, ce am zis. Ceva de genul. Sunt paralele. Mergem mai departe. Mai departe scrie în carte. Mergem frumos drept aici. Așa, ce ai făcut? M-ai pus fundația acolo jos? Așa te-ai făcut la început, tate. Băi, comodează asta, băi. Ia să vedem. Cred că o să mă cam deranjeze asta. Dacă te trag linia puțin mai în dreapta. Sau nu, ia să vedem. Facem acum o probă. Ia. Trece prin ea? Da. Da. Probleme, tati.
Exact cum se întâmplă în realitate, când fac ăștia autostrăzi și găsesc pe acolo, nu știu ce, cuiburi de cântețe, de lilieci, de... Am e problemă, că o dăm puțin mai încoace. Oh, stai că a rămas trenul pe linia elaltă. Facem așa. Și de aici... facem așa. Adică dăm până la a doua aici. Ceva de genul. Problema este să dau trei tagi, dau puțin trei în spate și după aia ca să tai liniile. Da? Ce să facem? Am spus că suntem prieteni cu, cu natura, deci nu... Nu devastăm pe aici. Puțin mai în spate. A, e tati. Facem așa. Problema este... Cred că așa vine să dăm. E puțin cam urât aici. Deci asta vine aici. Nu, facem altceva, dar așa că facem ca la carte. Două secunde. Deci undeva de aici. O dată. Nu? Așa vine. În mod normal. Gata, tati. Ori lucrăm frumos, ori nu mai lucrăm. O dată. Și că vine... Hai mă, de ce faci tu așa urât? O dată de aici și o dată aici. Ceva de gen. Da? Și o luăm așa, frumos. Hai să scoatem asta după aici. Op. Și acum nu mai ne incomodează natura. O dată și o dată. Op. Băi, ce-mi place tare asta să construiesc cale ferată, pentru că asta vine o dată cu... are curent pe ea frumos și te duci și n-ai treabă, te duci pe înălțime cum vrea mușcul tău. Da, deci nu e problemă. Acum să ne lovim în asta la altă. În stânga asta la altă. Să facem acum stânga, dreapta, pardon. O dată. Și odată. Bun, și deci undeva acolo la... Să facem... să facem dreapta acum. Am zis, nu? Dacă punem aici. Odată. Boss. Boss. Aia vreau. Să fie curbă la curbă aici. N-avem ce să facem. Dar e mai bine așa pentru că are trenul viteză. Asta vreau să fac. Deci la două aici frumos. La două aici frumos.
Și matale vii la două aici frumos. Dar vii nu știu pe centru, așa ca omul. Vii centru. Și o dată. Bun. Ceva de genul. Îi dăm puțin în față. Aici mergea o curbă de aia la 90 de graditate. Un pic aici așa în față. Dar dacă tot am tras la două, facem așa și acum facem la o dată. Acum să-mi dai o seama cum vine drept aici. Cred că ceva de genul. Ia. Nu, e mai strâmb. Cred că acum e de cancel, cu apăsat control, poate s-a aliniat după hartă. Aia. Și atunci facem așa. Păi dacă s-ar alinia așa dreaptă aici frumos, cum vrea mușchiul meu, și nu cum vrea mușchiul ei, ce bine ar fi. Mamă, mamă. O dată. Și o dată. Dar ce vede el macaz aici? Hai, boss. Ia. O dată. Boss, e macaz, dar unde sau unde ce? Bun. Hai să mai înaintăm cu trenul, că avem și materiale acolo pe noi. Da? Și pe aici mergem cu... Aș putea să lași țeava asta pe aici pe sus, că îmi place așa cum se vede, da, eu știu. Să fie așa pentru design. Coborâm puțin. Hai. Hop, hop, hop. Uitat aici. Frână, oricum se pășe singur. Că nu mai are lirie. Aia e tati. Și acum îi dăm până în capăt, așa. Ceea ce facem gara. Dar era bine. A, dar am curând de sus acum. Ceva de genul, așa. Și venim cu gara aici. Când iau pe aici. Și așa frumos. Haț. Poate să punem acele rezervoare care vor încărca, cum îi spune, trenul mai repede. Ia să vedem noi. Deci ideea este, trebuie să dăm puțin mai în față ca să facem și linia de întoarcere. Cred că undeva de aici. Ia. Că trebuie să facem și bucla aia. Nu? Zic eu. Ceva de genul. Iată, nu. Hai să dăm trebuie puțin mai în spate. Ca să putem întoarce trenul aici. Hop. Ușurel. Ceva de genul. Și atunci trebuie să facem undeva pe stânga, nu? Dacă vine, nu, dacă vine încărcarea prin, ia să facem acum o probă. Deci gara trebuie să vină așa.
Și am pus, să pun linia pe partea aia, nu pot să pun linia în partea aia. Sau rămâne. Cred că mai degrabă fac așa. Să pun pe desubt. Dacă o pun pe linia asta. Nu. Nu e bine. Nu e bine pentru că trebuie povine pe dreapta, aștept să plece pe stânga. Deci gara, dacă este fața încoace, să fie pe stânga, dacă fața încolo, să fie pe dreapta. Ia să încercăm partea asta. Dar problema este că dacă o pun aici, n-am cum să fac linia de întoarcere. Ba da, ba da, am cum să fac. Gata, hai că am numărit-o. Deci vine așa. O dată. Intrăm aici în ăsta. Scriem aici nitrogen gaz. Nitrogen gaz. Gaz? Gaz. Așa, tati. Scriem. Nitrogen gaz. Și cu asta la altă o să venim pe partea asta la altă. Frumos. Întrebarea este... Cum facem noi? Unde încărcăm? Pe stânga sau pe dreapta? Știu că am eu spațiu pe aici să încarc. Cred că tot în partea asta. Ia să vedem. Și avem acum de-astea de fluide, tati. Ce n-avem? N-avem ciment? Cum n-avem ciment? Avem, avem aici în tren. Hați. Ia uite. Facem așa. Ca să completeze și ce este pe acolo. Bun, hai să punem partea asta. Să punem 4, o fi suficient. Deci ne trebuie astea cu fluide. Una. Două. Trei. Patru, tati. Da? Deci avem 4 de astea cu fluide, frumos. Și acum trebuie să întoarcem trenul pe aici, să întoarcem linia. Și mai vedem cum punem asta la altă. Teoretic trebuie să vinem aici. O dată. O dată. Și cred că rezervoarele o să le punem pe dedesubt. Ia. Ceva de genul. Aia e, tati. Da. Deci avem linia frumos. Și cred că aș putea să pun rezervoarele. Ia să vedem. Cum aș putea să pun rezervoarele? Au loc aici, mă. Deci asta să fie pe încărcare. Nu? Și dăm cu MK2 la țeavă, ca să meargă repede. Au, dar le-am pus și o strâmbă. Ia. Și dăm cu logistică, ia să vedem, cu 2. Ăla e, tati. Da? Și o să încărcăm astea frumos. O dată. O dată. Și o dată. Ăla e. Și acum trebuie să ducem țevile de aici de sus. Dar cred că aș păstra până aici, până... A? Dacă tot am tras țevile pe aici, nu? Tot am tras astea. Mă gândeam, nu cred că aș mai pune niște... Asta... Dacă aș pune niște power shard-uri aici, nu? Mi-a dat mai mult? Zic și eu.
Să pun mai multe țevi. Ar fi o idee. Întrebarea mea este acum, cum tragem noi țevile. Ia să facem noi o șmechereală. Vede, merge. Deci cele teoretic ar merge așa. Dar sunt urâte. Îi dau cu... Ia să vedem. Ceva de genul. Și... Ceva de genul. Ceva de genul. Ceva de genul. Aici. Stai, mă. Nu strâmba. Uno. Era așa urât, mă? Uno. Doi. Uno. Doi. Ia să vedem. O dau pe asta aici. Ceva de genul. Și dacă dau pe asta așa, iasă. Ăla e. Ăla e, tati. Sau aș putea... Să dau invers, vadă frumos. Să dau pe aia de jos prima. Cred că invers, ia să facem noi altă probă. Facem așa. Trebuie să am 4 până aici. Și dăm pe ea, dăm până aici. Una. Una, două. Aia, dar nu pot să dau după aia lua asta. Nu. No. Că dacă dau pe asta, îmi blochează pe astea alte. Deci tot așa rămâne. Am să fac ceva aici la design, dar nu mi-a ieșit. Da? Deci va veni de așa. Ceva de genul. Dar de ce faci tu așa curba asta urâtă? Ia să te văd. Două. Ceva de genul. Facem așa cum am făcut-o prima dată pe asta. O dată. Și avem una. Două. O dată și o dată. Stai că aici nu trebuie, te vedea normal aici. Ceva de genul. Și dăm și așa. Nu, de aici mă scuzați, de emoționez. Și pe asta la altă o facem aici. Una, două. Hăț, hăț. De aici. Și de aici. Și astea dăm jos, nu pe, nu pe tine, pe tine. Și pe tine. Și pe asta normală. Gata, tati. Da, și în felul ăsta le-am legat pe toate patru. Acum întrebarea mea este, trebuie să urcăm toate benzile astea, toate țevile astea, la legătura aici frumos. Și de asemenea să punem noi niște stopuri pe aici, niște semnale. Cum facem noi? Trecem pe astea pe aici. Mă trebuie să fiu mai sus.
Nu? Una, două, trei. Deci astea, una, două, trei, patru. Mai sus. Ca să poți trecă... sau... facem invers. Le facem pe dedesubt. Mai degrabă așa, că se vede mai bine. Ca să intrăm pe sub... calea ferată pe aici. Facem așa. Una... două... trei... și a patra. Așa urâte să văd? Mamă! Mamă, ce e aici, mă? Îi dăm pe... orizontal, vertical. Trebuie să o păcălim altfel, că nu dai așa. Cred că ceva de gen... cum să dăm noi? Câte file astea? Sau nu? Hai facem altceva. Noi complicăm, că de complicăm degeaba. Fiți atenți aici, lucrare. Ceva de gen. Dăm fiecare țeavă în sus și legăm aici direct în... în țeava asta, astea mari. Da? N-are rost să ne complicăm. Am văzut că acolo ceva design, dar nu e ce vreau eu. Și atunci facem așa. Walls. Ceva de genul. Cred că o să vină. Ceva de genul, cred că o să vină. Și aici. Și aici. Deși cred că ar trebui puțin mai... stați mai așa puțin. Deci ne complicăm noi. Tragem puțin linia mai într-o parte. Să facem așa. O dată. Vrea așa acum? Nu vrea. Ce e proastă? O dată... că până aici. Uite băieții acolo jos, cum stau gealăi. Băi, du-te, mă. Vai, ce strâmbă te-ai pus. Problema este că nu știu dacă o să meargă ce vreau să fac aici. Bă, nu i-am. Bă, nu i-am eu că se întâmplă treaba asta. Oh! Stai că s-a blocat... ca să pot cobor... sau pot să duc astea... toate sus aici? Ia să checăm invers, altă șmecherie. Deci, teoretic... ia să încercăm altă ghidușie. Logistică, să punem pe perete. Încercăm altă șmecherie, ia să vedem. Așa o vrea? Prima aici. A doua aici. A treia aici. Și a patra jos. Aia zic. Și pe același sistem să facem ce sus aici.
nu prea să pupă fundații, dar e pe aceeași direcție, mă refer. Și atunci, venim așa. Dar nu știu că, vedem cum le pupăm noi pe astea toate așa. A pus una peste alta, mă, ce părere dai, mă. Atunci facem altceva. Facem așa. Fundație, punem o fundație aici. Punem asta aici frumos. Punem asta frumos. Aha, asta, lasă-mă. Bă, dacă ar vrea ea unde... Hă? Ia să dăm. Ești bine, tate. Ești acum, ia să vedem. Teoretic, pasă de aici, cu asta de aici. Ai. Sau e prea departe așa, să vede urât. Dar am altă idee. Ca să vedem cu țeava exact pe problemă. Fiți atenți aici, lucrare. Facem așa. Lăsim asta. Dacă m-ar lăsa panorama asta de țeavă, facem așa. Ia să vedem, așa vrea? E pe aceeași direcție, tati. Nu trebuia să o șterg pe aia, dar facem proba, dacă merge, așa o facem. Deci asta vine aici. Asta vine aici. Na, să-mi băligă. E prea încălicat. Ba, aici... Știți cum se spune? Baba suferă la frumusețe. Ia să încercăm noi puțin mai departe atunci. Și acum... Vai, ce urât ai făcut-o! Ce s-a pus el așa? Că s-a pus bine mai devreme. Băi, băiatul, nu-mi place, mă. Da, nu știu ce aș pune eu. Că eu degeaba pun 4 benzi de asta de MK2. Cred că cobor doar 2 benzi, 2 benzi, 2 țevi. Cobor doar 2 țevi și le împart eu aici direct. Că n-are să mă complic, oricum am doar 2 deocamdată. Sau mai fi o variantă, am altă variantă. Am altă variantă. Mai bună. Da? Facem așa. Nu. De aici. O dată. O dată. Aia, tati. Adică poate mi-e acum. Așa. Și acum trebuie doar să le leg pe astea.
la problemă aici. Și venim așa. Deci, clar, aia vine supra, vine sus. Să punem înapoi astea cum au fost. Hai că le-am zăpăcit de... Le-a luat mama lui... Proces verbal aici. O dată. Și o dată. Aoleu, ce te-ai făcut aici? Aoleu, ce te-ai făcut aici? Așa. Și acum, ca să nu le îmbâligăm, ia să vedem. Dacă le leg așa direct. Ce urât. A? Bine, asta nu e problemă, că asta pot să fac așa ceva de genul. Da, deci asta... Mamă, dar s-a pus strâmbă. Deci pe vertical cu orizontalul. Nu? Și-o dăm pe asta așa frumos. Deci asta am îmbâligat-o. Ia. A, e tati. Cum aș putea să fac shot așa, tot aceeași curbă frumoasă așa, dar cum mă lasă. Doar să facem ceva de genul. Ia. Ceva de genul așa. Dacă te-ai puțin mai în spate. Pe centru. Una, două. Nu? Și dacă aș dau-o pe asta așa. Și mă duc exact în ailalt. Aia e, tati. Ce, e prea scurpă? Asta a luat-o. Asta a luat-o. Și a rămas... Nu, trebuia să fac invers. Asta o să dau aici. Mamă, ce îmbăligături de țive aici. Deci dacă o dau pe asta așa... Aoleu, ce urâtă te-ai făcut tu aici. Îi dăm cu vertical tu. Cum au de vrea vrumă. E o încărgătură de țeve aici, dar n-am ce să aduc andată. Vedem după aia ce poate găsi altul mai mic sau poate vine altă soluție după ce... Aia poate așa. După ce termină filmarea, îmi vine ideea salvatoare. Bun. Facem așa. O dată de aici. Nu. Ai la altă văd care are pățeava acolo ceva. Atunci ai facem ceva de genul așa. Nu mai am țeavă. Mai aveam aici am trăit. Și atunci asta v-a spus, asta va veni exact cum am făcut-o prima dată. Ceva de genul așa. Sau cum era? Întâi așa.
Întâi așa. Așa, tati. Vreau să văd dacă mai am un tren, dacă mai am de asta, cum îi cheamă, tabă de cupru. Nu prea îmi place, e și cam înghesuită zona de aici. Sigur, după ce se termină filmarea, o să o reașez și o fac eu altfel, că... Nu mai am tablă de cupru aici? Nu mai am, tati. O să mai tai din țevi pe aici și să pun... care degeaba? Asta din stânga. Ceva de gel. Asta trebuie să cobor așa. Să mă duc până aici. Nu? Una, două. Nu mai am țeavă iar. Mai tem de aici. Și aici să punem de asta. Cred că este ceva urât. Presim că este ceva urât aici. Cred că să facem... Îi facem altă situație aici. Îi facem așa. Băi, deci nu-mi place deloc ce se întâmplă aici, în propoziție. Trebuia puțin mai în față. Uite așa. Și urât să punem asta. Nu așa, nu așa, nu așa, că nu așa se lucrează, tati. Odată. Așa. Și acum să vedem cum facem pasta. Una, două. Dar cum o dăm noi în... Iar nu mai am țeavă. Mai tăiem și pasta. Ce îmbâl... A. Dacă trebuie să puți doar două din alea. Și m-am complicat cu două, cu patru țevi. Dar cred că te-am pus, și te-am pus jos astea, cum îmi cheamă, flanșele. Ceva de genul. Nu este o ceva mulțumită chestie, dar măcar, ia să zic, încarcă. Asta s-au deschis. A, încarcă asta din spate. Da, încarcă asta din spate, cu asta din spate aici. Am înțeles. Da. Deci acum avem asta. Și spuneam eu că mi-ar trebui niște stopuri pe aici. Ceva de genul, ca să pot să pun eu trenul. Atât, zic că e suficient. Hai, tati. Da. Asta deocamdată vor dispărea de aici, că vedem după aia ce design luăm și la asta.
Nu-mi place deloc aici, în zona asta de aici, dar momentan putem să încărcăm, să încărcăm gard aici. Hai, mă. Vrei să dispară bucata aia de acolo. Aia tăti, ia. Da, momentan încărcăm două rezervoare și putem să călăm cu trenul de aici. Și acum mai băgăm aici una bucată, stop. Băi, 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 băiatule. Ceva de genul. Și asta, putem să punem locomotiva deja. O dată. Vagoane nu contează că oricum le faci cisternă după aia. Ia să vedem. Aici e cu load, nu-i bineînțeles. Și acum dacă dăm un pic mai în față sau ceva de genul. Vreau să încarce. A, uite, F. Ia să vedem. Au toate cisternele. Băi, măcar știu ce mi-a propus eu, au făcut cisternele. Gara nu-mi place ce a ieșit. Deci nu sunt mulțumit deloc cu ce a ieșit aici. E puțin cam înghesuită problema. Vedem ce soluție găsim. Dar important e că putem căra de aici unde vrem noi gazul, tati. Da? Bine, acum să facem gara și în partea cealaltă să vedem care e treaba. Ia. Avem puțin gaz aici. 471 cu 471. Îl putem căra de aici. Bine. Mai dau o dată F, mai încarcă. Da, și vedem unde fac o mică improvizație ca să automatizez. Mi se pare că trebuie cool ăsta, cooling system, mi se pare că trebuie cu gaz de ăsta și cu... Ia să vedem. Dacă nu mă înșel. Dacă de asta, de asta m-am opărit așa un pic să fac aici. Ia să vedem, dacă dăm cooling system. Da, deci asta are nevoie de nitrogen gaz și de apă. De asta am făcut eu treaba asta. Apă este undeva dincolo de muntele ăsta. Sau mai este o dasă de apă, să poți să mătezi o pompă chiar lângă fabrica de circuite. Ar mai fi una acolo. Sau rămâne varianta unde am centrala pe cărbune, acolo unde este apă, da? Deci avem primul tren cisternă? Avem. Gara nu prea este ce vreau eu, dar o rezolvăm, sau cel puțin, măcar acum cât încărcăm ăsta, cum îl cheamă, nitrogenul, și putem să-l descărcăm unde, pe unde este apă, da? Ia uite, avem și calea frată frumos, dreaptă ca să nu facă prea multe... băi, dar să vedem acum unde întoarcem. Deci ar fi o variantă acolo, deci dincolo de stânca aia este apă. Ar fi o variantă aici, unde tot așa am apă, în dreapta unde apa lângă frumos. Dar acum, aici cum întoarcem noi? Vedeți, vechi, a rămas cu... Ia. Doar așa să facem o... Aaaa... Să tot mai la acolo, la cercul ăla. Deci aici neapărat să fac un cerc și aici. Da? Ia, dacă îi dau... Ce gas dau eu? Se intră... Ia, un pic de frână, cum să știe. Mai poți să te cu... Deci aici facem stânga. Așa, tati. Trebuie să întoarcem pe partea asta, pe aici, n-avem să întoarcem. Da? Chiar acolo în față este apa. Ar fi să monteze o pompă de apă, să acolo o mică improvizație de fabricuță. Uite, cooling system. Sau, v-am zis, mai este acolo la fabrica de circuite, sau mai este la aici unde se întâmplă lacul. Cred că aici unde este lacul, ca să fie aproape de bază. Zic eu. Asta înseamnă că va trebui să fac o gară de descărcare pentru cisterne. Da? Op.
Mă facem dreapta aici. Aici să facem de ceva, o chestie că nu... nu-mi place mie. Hăți. Și luăm pe aici. Ceea ce intrăm în gara noastră. În gara noastră mică. Da, aici trebuie să fac o gară și o cerc ceva, vedem cu un țăgeator. Bun, deci avem primul tren cisternă, prima stație de încărcare cu gaze, dar bine, teoretic ar fi cu fluide, cu lichide, dar noi încărcăm gaze ca să facem cooling sistemul, ca să o mică improvizație pentru a face rost de Mindray MK3. Și după aceea ne întoarcem la Mega Fabrici, la Mega Producții, ca să fie treaba frumoasă și elegantă. Cam atât pentru astăzi. Sper că v-ați plăcut, dacă a plăcut, doriți să apăsați butonul de like, de asemenea și butonul de subscribe. Până la următoarea, să fie călduros. Salut!